Și polițiștii din Vânjumare au fost în sărbătoare. Oamenii legii au expus pe străzile orașului tehnica din dotare. Dacă vânjenii s-au oprit, au admirat echipamentele oamenilor legii și au plecat, elevii au poposit mai mult. Cei mici nu s-au limitat doar la a privi, au și încercat câteva dintre acestea, pentru că încă de acum se pregătesc pentru viitoarea carieră. Ce vrei să te faci mai primar? Îți place? Da. În ce clasă ești? A patra. Participăm cu elevii claselor 5-8 de la Liceul Teoretic Dr. Victor Gomoiu la activitatea organizată de IPJ Mehedinți cu prilejul sărbătorii zilei poliției. În orașul nostru se sărbătorește anticipat. Le urăm multă putere de muncă, sănătate și să ne apere cum doar dumnealor știu să o facă. În acest an se împlinesc 195 de ani de când, în 1822, domnitorul Grigore Dimitrie Ghica i-a înmânat lui Mihăiță Filipescu, șef al poliției din acele vremuri, în cadrul unei ceremonii desfășurate la București, primul drapel al Agiei, poliția celor vremuri. Înmânarea acestui steag al Agiei a consfințit funcționarea instituției poliției române. Alături de sigle se află o ghirlandă din aur, în interiorul căreia este prezentată Maica Domnului înaintea îngerului ce i-a dus vestea cea bună, buna vestire. Simbolul creștin al bunei vestiri a fost preluat și pe actualul drapel al poliției române.